Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul Raul Ioan Florescu, este candidat PMP la Senatul României. Vorbeam, domnule Florescu, despre cariera dumneavoastră de consilier județean. Aproape două mandate ați avut la Consiliul Județean până în momentul în care v-ați hotărât să vă dați demisia. Și nu pentru a nu primi pensie specială, nici de cum. Da. De ce v-ați dat demisia în 2019? În 2019, în luna februarie, am hotărât să părăsesc Partidul Național Liberal pentru că nu mă mai regăseam de multă vreme și corect pentru toată lumea și pentru mine, în primul rând, era să îmi dau demisia din Consiliul Județean pentru că am fost ales pe listele partidului din care plecam și nu era logic să rămân acolo într-o postură în care nu îmi făcea cinste. Și atunci mi-am dat demisia din Consiliul Județean, după care mi-am dat demisia din partid și așa mai departe. Am urmat pașii respectiv. Nu mi-am dat demisia din alte motive. Am avut o activitate, zic eu, cred că una dintre cele mai bogate din Consiliul Județean. Cred că am fost vocea cea mai auzită în Consiliul Județean și cred că mi-am făcut datoria corect și bine pentru ceea ce am reprezentat acolo. Cât timp a trecut de la momentul demisiei din PNL până ați intrat în PMP? Nu știu să zic, o lună de zile, ceva de genul. Deci foarte puțin timp. Da, erați deja hotărât. Am avut o trecere prin ALDE că așa am considerat. Acela a fost drumul, nu? Da, n-am fost un tipul de om care să achiesez către această procedură, dar în sfârșit lucrurile așa s-au întâmplat. Am crezut că dreapta se va reuni, nu s-a reunit. Colegul meu, Bădulescu, senatorul Bădulescu, a tot încercat și a făcut apeluri pentru reunirea dreptei la nivelul județului Buzău, pentru că era singura variantă de a bate PSD-ul. Vă referiți la alegerile locale, da? Și la alegerile europarlamentare, deci el a făcut apeluri foarte multe în tot acest mandat. Buzoienii trebuie să înțeleagă un singur lucru, că voturi de dreapta există. Deci, când ele s-au reunit pentru a-l sprijini pe președintele Iohannis, au existat aceste voturi care au demonstrat că e un electorat de dreapta foarte bine ancorat. În schimb, faptul că orgoliile unor lideri politici, interesele unor lideri politici nu au convers către unirea dreptei, demonstrația este foarte clară. PSD-ul ia 50% și restul se împarte la 100 de partide. Cred că e foarte important și cine este candidatul dreptei față de care vin voturile din partea electoratului de dreapta. Apelul, nu? A fost făcut către reunirea dreptei, nu pentru nominalizarea unui candidat. L-ați dat un exemplu mai devreme, l-ați dat exemplu pe președinte. El a făcut apel. Iar noi am făcut apeluri în permanență către unificarea dreptei pentru că este singura soluție pentru dreapta de a ajunge la putere și de a demonstra ce poate să fac. Nu poți să faci, electoratul te sancționează. Dar, încă o dată, interesele personale de grup, orgolii și așa mai departe, că acum suntem cinstiți și le știm pe toate, nu ne mai ascundem așa după. Da, contează foarte mult votul omului care vine în ziua alegerilor și spune... Nefiind unificată dreapta, atunci imediat voturile se fracționează. Nu mai ai posibilitatea de a accede la putere și de a lua decizii. Și atunci rămâne varianta de opoziție, lucru care nu este nici simplu, nici ușor și nu este neapărat nici constructiv sau productiv. Știți cum e, domnule Florescu, până să vină omul să vă acorde votul, în ziua alegerilor, urmărește o perioadă, probabil în campanie electorală și în precampanie, să vadă ce proiecte au cei care vin să le ceară votul. Sau modul în care s-a manifestat în anumite situații. Da. S-au manifestat în diferite situații sau ce au făcut în activitatea lor. Spre exemplu, în partea de... Eu am fost și consilier local în mandatul 2008-2012 la Râmnicu Sărat. Am avut o activitate bogată și acolo. Am venit în Consiliul Județean, iarăși am avut încă o dată, cred că am fost singura voce auzită în Consiliul Județean de foarte multe ori.
Am și încercat să fac proiecte, unele au ieșit, unele mai puțin, dar în orice caz am amendat foarte multe lucruri care ar fi dus la niște proiecte care nu erau în regulă sau nu neapărat la proiect, ci și la punerea lor în practică. Cam asta era varianta de lucru. Acum oamenii pot vedea faptul că noi ne-am consultat cu ei, faptul că le-am cerut părerea, faptul că, spre exemplu, am avut un mod de a interacționa cu cetățenii. Eu la Râmnic v-am spus încă de vreo 7 luni de zile fac chestiunea asta. Am dat chestionare, am cerut părerea lor, am spus, domnule, spuneți-mi ce v-ar interesa, ce probleme aveți, ce credeți că ar trebui să facem. Și atunci am sintetizat lucrurile astea și am făcut aceste cadre în care noi ne vom desfășura. Care sunt primele 3 probleme din acest proiect pe care l-ați făcut pe baza doleanțelor oamenilor? Păi, acest cadru de acțiune parlamentară ar fi inițiativa pentru asumare, protecție și dialog social, inițiativa pentru sănătate și calitatea vieții, inițiativa pentru educație și viitor. Ele sunt compilate încă o dată și cu părțile din programul național și lucruri pe care noi le-am găsit în zona noastră. Haideți să vă dau un exemplu. Sunt foarte multe localități din județul Buzău care au o mare parte din populație cu un nivel de trai foarte scăzut. Ori familii cu copii numeroși, ori familii monoparentale cu copii în grijă, ori familii în care unul din membrii familiei e plecat în străinătate pentru și cel rămas acasă nu are posibilitatea de a aduce bunăstarea sau pragul minim de existență așa cum trebuie. Bun, noi am creat un cadru de a face o statistică, de a face o analiză și de a vedea cum putem să-i ajutăm punctual pe acești oameni în cadrul legilor naționale, pentru că până la urmă... Ce v-ați dat seama cum puteți să-i ajutați? Da, deci este vorba de vouchere sociale care pot ajuta asemenea cazuri, deci trecând peste ajutorul ăsta cu 416 și ce mai este, care nu își mai are rostul sub deci vreau oferiți vouchere, vreau să au concret ce vreți să faceți. Aceste vouchere sunt punctuale pe anumite noi probleme. Ne dorim nu să fac la momentul ăsta. Sunt propunerile noastre. Sunt proiectele deci, pe care le aveți. Pot fi soluții găsite pentru familiile cu mulți copii, pentru familiile încă o dată monoparentale. Sunt cu persoane cu dizabilități, care iarăși sunt foarte greu încercate în viața de zi cu zi. Să fim serioși, o pensie de 800-900 până la 1200 de lei pentru o persoană cu dizabilități este exagerat de puțin. Nu vorbim de costurile pe care le are cu medicația, cu tratamentul, cu deplasarea mulți din ei. Ce să vă spun? V-am dat un exemplu din ce putem să facem și din ce ne dorim să facem. Și v-am spus, cred că foarte mult, eu țin foarte mult la această echilibrare între rural și urban pentru micșorarea acestor falii și totodată și la micșorarea faliei create între județul Buzău și alte județe din România. Am fost în foarte multe județe din Ardeal, am foarte mulți prieteni acolo. Dom'le, nu sunt ieșiți din comun, nu au inventat roata. Și cu toate astea, parcă lucrurile sunt altfel. Parcă lucrurile ar fi... Parcă ruptura asta nu este atât de mare. Și începând de la infrastructură, de la modul în care arată o comunitate, de la modul în care trăiește o comunitate și așa mai departe. Deci lucrurile aici stau. Dar de 31 de ani, județul Buzău e roșu. Păi dacă nu vrem să depășim, mă întrebați de spital municipal, unde s-ar putea face? În municipiul Buzău. Vă spun eu, undeva într-o zonă foarte apropiată de șoseaua de centură, care să aibă acces și uși facil pentru cei care vin din
din zonele limitrofe și de elicopter și de tot ce trebuie și să nu fii îngrămădit și să ai 100 de stopuri și salvarea să facă fel de jumbuș lucruri să ajungă. Bun, s-a făcut depozit de bere. E mai subțire așa, e mai... Bine, loc bănuiesc că s-ar găsi, deci, dar revenim la problema celor care ar trebui să și muncească în spitale. Da, aici într-adevăr este o problemă. Este o problemă, v-am spus, cred că managementul unităților sanitare ar trebui să aplece un pic mai mult către crearea unor pârghii, până la urmă, care, stimulente, care să aducă și să atragă tineretul din lumea medicală să vină către Buzău, către Râmnic, pentru că altfel nu se va uite. Dar trebuie să fie și un cadru legal pentru asta, nu? Da, există. Aveți cadru comisie legal de sănătate în Camera Deputaților? Există cadru legal, există variante. Uitați, domnul, dădeați un exemplu că la Buzău s-a găsit soluția cu chiria, cu... Noi am votat în Consiliul Județean de nenumărate ori. Și cu prelungiri și... Bine, și se va construi, înțeleg, și un bloc de domnule, locuințe. Domnule, pot să construiască 3. Deci eu mi-aș dori ca Buzău să aibă 10 blocuri pentru tinerii medici și să fie sprijiniți și să plece pe urmă către o locuință a lor împreună cu familiile pe care și le vor face și pe care le vor avea, pentru că mi se pare că este un lucru normal. Vreau să vă spun un lucru. Se caută medici de familie în Franța. Știți cum sunt primiți medici de familie în Franța? Li se pune la dispoziție tot și mai mult decât atât, ca să vedeți că lucrurile stau puțin altfel. Medicii pensionari care își dau praxisul, își dau cabinetul cu tot ce e înăuntru, stau 3, 6, 9 luni împreună cu medicul care vine acolo pentru a se acomoda, pentru a-i arăta probleme. Păi dați-mi și mie un exemplu în România unde se întâmplă treaba asta. Păi nu știu, că n-am făcut eu controle, dar nu, da, ți-a auzit vor fi situații. Păi nu, dar unde? Că le auzi și noi pe la televizor. În general ce nu e bine, domnule Florescu, ce e bine așa nu prea este. Se aude. Da, acum, da. Sincer, domnule, ați auzit dumneavoastră la televizor, că eu n-am auzit. Pe asta vă spuneam, că în general știrile nu sunt pozitive. Nu, astea vă spun sincer, cu siguranță s-ar fi auzit. Domnule, uite, un medicul pensionar din nu știu ce localitate a chemat un medic tânăr și asta și da, cu eu cred și a dat se și întâmplă, casă chiar și masă cred că și se de întâmplă. Tot. Nu fi o lege, dar cred că se întâmplă. Deci, asta variante din omenie. Sunt, stimulente da. Sunt pentru și soluții până la urmă se pot găsi pentru... Nu, cred că a încercat nimeni. Vă dau un exemplu. La Râmnicu Sărat anul ăsta, deși este o situație precară la resursa umană, nu s-a scos niciun post la rezidențiat. Păi vă întreb și eu atunci de ce? Îmi spuneați în pauză despre medicii de familie și spuneați că le cunoașteți bine problemele. Da. Și cred că sunt foarte multe în contextul pandemiei. Știu că sunt noi reguli pentru medicii de familie acum, da. S-au accentuat, deși toată lumea avea o impresie greșită și are o impresie greșită despre munca medicilor de familie. Eu vă spun că nu este așa deloc și că lucrurile stau cu totul și cu totul în altă dimensiune. Medicul de familie primește un buget. Nu primește. Face un contract cu Casa de Sănătate și primește un buget pentru munca pe care o prestează. Din acel buget, care pare mare așa când îl vezi, oamenii trebuie să înțeleagă următorul aspect. Acel medic trebuie să-și plătească locația, da, cabinetul, chiria, întreținerea lui, materialele cu care trebuie să facă dezinfecție, curățenie, hârtia pe care scrie pixul, echipamentul și așa mai departe, trebuie să asigure un salariu decent asistentului pe care îl are și să plătească și dările la stat aferente acelui salariu și vă spun că după ce trageți o linie, o să aveți o surpriză. Salariul medicului de familie va rămâne undeva poate chiar mai mic de multe ori decât al asistentului pe care îl are și pe care trebuie să-l plătească, că altfel nu poate să facă singur treabă. Și a mai venit acum pandemia asta peste toată lumea și primii care, după urgentiști care au avut de suferit, dar au avut foarte multă muncă de făcut și neremunerată, au fost medicii de familie. Și ca să fie tacâmul complet, vreau să vă anunț și dacă nu să mă verificați, medicii de familie de la statul român, da,
deci de la statul român cu care lucrează prin contract de prestări servicii, nu a primit niciun stimulent până acum chestia cu 100 de lei de pacientul de COVID, da? Păi, dar trebuie să înțelegem un singur lucru. Din martie până în septembrie, nu i-a întrebat nimeni cât este ceasul. Medicul de familie din Buzău, spre exemplu, dar cred că din toată țara, nu a primit nimic de la stat. Am primit 24 de măști, dacă le putem număra. Nu sunteți noastră, nu, medic de familie, nu. Că așa s-ar înțelege, da? Bun. Deci au primit 20 și ceva de măști, o donație prin EMAG, prin Casa de Sănătate, și cam atât. Deci foarte multe probleme pe care foarte cum credeți că le-ar putea rezolva parlamentarii PMP, de exemplu, deci, dacă legea, vor avea ocazia? Legea sănătății va trebui schimbată. Părerea mea este că ar trebui să intre casele de sănătate private, deci pilonul 2 și pilonul 3 la asigurările de sănătate, pentru că atunci s-ar crea o concurență și lucrurile ar sta un pic altfel. Reglat un pic punctul de plată pentru medicii de familie și crearea unor stimulente. Nu vreau să vă spun că a fost problema aia cu cabinetele medicale care s-au vândut către medicii de familie. Păi vreau să vă spun, 3/4 din ei n-au cărți funciare, că nu se pot face. Deci e o nenorocire. Deci foarte multe probleme care ar trebui să fie reglate în Parlament, pentru că acolo se fac legile, da? Haideți să vă spun un lucru. A întrebat cineva vreun medic de familie cam ce investiții a trebuit să facă și pe banii cui pentru a-și asigura securitatea pacienților, securitatea epidemiologică a pacienților, a personalului și a lui în toată perioada asta? Vă spun eu, foarte mulți bani care nu se regăsesc, pentru că omul a zis în felul următor: domne, ca să mă feresc și ca să feresc și pe ceilalți și să pot să lucrez, să fiu sănătos, trebuie să bag mâna în buzunar. Și care a avut, a avut, care n-a avut, n-a avut. Dar vă spun eu, sunt prețuri foarte mari, începând de la simplele lămpi cu ultraviolete, până la sterilizatoare de aer, până la echipamente de protecție, care sunt foarte scumpe. Deci, sunt o serie. Cine rezolvă treaba asta? Trebuie să rezolve Parlamentul printr-o nouă lege a sănătății care să vadă lucrurile așa cum sunt astăzi. Eu ar fi extraordinar să reușiți și vă doresc succes dacă ar putea fi o astfel de lege care să-i ajute pe medici, nu numai pe cei de familie. Vă spun eu, da, în general, mai avem întâmpla? Mai puțin de un minut, domnule Florescu. Da, zice, mă bag nu, pe nu mai avem timp, nu, foarte mult, dar vă rog, să spun un singur lucru. Aceste lucruri vor dispărea în momentul în care politizarea nu va mai fi la nivelul... Deci în momentul în care un director de spital este pe o listă de candidați, n-are nicio legătură. Acel director de candidat a dat concurs, de spital, nu, a dat concurs, a dat concurs pentru a fi director un singur de lucru. Spital. În momentul în care, doamnă, eu știu ce înseamnă Consiliul Județean. Politica este peste tot, da? Nu, da, e prea în mult. În Buzău cel puțin. Este, pentru că este de 31 de ani numai într-o direcție. Și ar trebui schimbat. Ar trebui să-i convingeți pe oameni să schimbe direcția. Dacă nu reușiți să le schimbați, eu încerc și colegii mei opțiunile, atunci ei. E o problemă, nu cred că a lor sau a celorlalți, e o problemă de oferit alternativă, nu? Da, noi oferim alternativa asta și cred că putem face față cu brio la aceste încercări. O să mai vorbim în această campanie electorală și o să le explicați oamenilor exact care sunt alternativele propuse de PMP. Nu mai avem timp acum, dar vă doresc mult succes, domnule Florescu. Mulțumesc mult de invitație și cu cea mai mare plăcere oricând. Vă mulțumesc, sănătate multă, să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Imediat urmează jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere! La revedere!